Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În iulie, viața gemenilor va fi plină de surprize. Vei întâmpina unele necazuri și dezamăgiri, mulți oameni apropiați vor avea cu adevărat nevoie de ajutor și sprijinul tău. Nu te închide de ceilalți, și nu acumula emoții negative în tine. Încearcă să rămâi calmă și să te bazeze doar pe tine. În iulie, Mercur, patronul gemenilor, părăsește constelația RAC, îndreptându-se spre semnul Zodiacaleu. Aceasta înseamnă că cele mai ambițioase idei ale gemenilor pot deveni realitate. În plus, este de așteptat o creștere a popularității și a recunoașterii publice. A doua lună de vară este bună pentru participarea la evenimente publice și științifice, precum și pentru tot felul de prezentări și promoții. Deja din primele zile ale lunii, mulți reprezentanței semnului gemenii se vor angaja în diverse transformări ale vieții, deschizând astfel calea pentru o mai mare independență financiară. În iulie, unele surprize plăcute pentru gemeni pot fi prezentate de starea lor capricioasă, dând impuls proceselor de transformare ulterioare. Cu toate acestea, ultimele zile ale lunii iulie vor aduce energii de instabilitate. Dragoste, în viața personală, nu totul va merge atât de bine pe cât ți-ai dori, de multe ori trebuie să faci schimb de confruntări, necazuri și diverse argumentări. Atmosfera din jur va pune multă presiune asupra Uniunii voastre și doar conversațiile calme și înțelepciunea vă vor ajuta să depășiți toate obstacolele. Ei bine, cei care nu pot face față impulsurilor lor, din păcate, se vor despărți. Cel mai probabil, partenerul nu se va ridica la înălțimea așteptărilor tale. Gemenii nu ar trebui să se aștepte la o nouă relație serioasă în iulie. Toate intrigile care vor apăra nu se vor traduce în nimic pe termen lung. Toate evenimentele programate care au fost planificate pentru această lună se vor desfășura într-o atmosferă tensionată. Vei fi în mod constant nervoasă și cu frică să ratezi ceva. Sănătatea Gemenii trebuie să fie atenți la digestia lor. Acum este bine să nu experimentezi cu produse noi și mâncăruri din bucătăria orientală. Încearcă să urmărești conținutul din ceea ce mănânci, acum sunt șanse mari să câștigi kilograme în plus. Pentru a te menține în formă și a controla excesul de greutate, frecventează o sală de fitness. Și este bine să studiezi cu un instructor pentru a nu-ți lăsa timp liber. În ciuda sezonului cald, sunt probabil răceli. Trebuie să faci teste pentru a-ți verifica imunitatea. Utilizează remedii populare pentru prevenire. Este important să dormi bine. Ai nevoie de cel puțin 8 ore de somn pe noapte. La mijlocul lunii, bolile cronice de lungă durată care au depășit unele praguri se pot agrava. Banii. Gemenii vor observa pasivitate în muncă. Este obosit emoțional, dar și fizic. A doua decada a lunii iulie este perfectă pentru implementarea planurilor creative. Perioada în care poți conta pe inspirație care îți va permite să realizezi un lucru dintr-o singură zmucitură. Iulie va fi o lună bună pentru a face parteneriate și pentru a comunica cu echipa. În dialog, încearcă să clarifici detaliile cât mai precis posibil, apoi vei primi o favoare mai mare. În ciuda succesului în comunicare, iulie nu este cea mai favorabilă lună pentru a urca pe scara carierei. Dacă plănuiai să deschizi propria afacere, atunci este mai bine să amâni această problemă. Acum jena financiară din Senin este probabilă. Nu te implica în obligații cu datorii și nu promite oamenilor ceva de care nu ești 100% sigură. În a doua decada a lunii iulie vor sosi bani care vor corecta semnificativ situația financiară precară. Vei putea face niște cheltuieli plăcute care te vor înveseli. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?